Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Staciu! 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 Ce șut a avut! Foarte mișto. Denis Mann pentru șut, însă este blocat. Nici măcar eu, care am anticipat calificarea în faza următoare, încă de când am calificat. Stai că vreau să dea toate golurile, stai. Nu credeam. Ce pentru Mann. Denis Mann în careu. Mann! Ce trează? Gol! Ce zici, ce trează, da. Gol! 3-0! Nu credeam nici într-o remiză. Da. Da, păi în ce a fost acolo? Ce adevăr că eu, care nu sunt cel mai patriot. Ba, seară, iertați expresia, m-am pișat pe mine la im. Adică eu n-am trăit niciodată așa ceva. Serios. În... Păi n-ai prins 94? Prin 94 ce? Era mic. Câți români erau în tribune 94? A, te referi la numărul la de spectatori. Nu, la cum s-a auzit imnul acolo, la cum a fost atmosfera aia. N-ai la atâția oameni în galben. În sfârșit, bă, am ajuns în 2024, am reușit și noi să ne luăm tricouri galbene. Da, toată lumea are tricouri. Adevăr e că am fost o nație amărâtă și oamenii pur și simplu nu își permiteau echipamente ale echipei naționale, care erau și foarte scumpe, că erau branduri mai scumpe pe vremuri decât acum. Se vând acum într-un magazin de ăsta, le-a pus Federația la un preț destul de decent. Asta spun. Cât e un tricou? Nu știu să spun exact. Nu, vreau să spun vreo prostie, dar e un preț decent. Adică nu e preț de echipament ăla de sport de dai 3-400 de lei pe... Să aduce aminte la precedentele turnee finale, publicul din România era dispersat așa prin tribune și mai vedeai și acolo câte 5-6 legați cu tricouri care aveau mai mulți bani de acasă. Vrei să rângașcă. Dar acum ce a fost acolo, câte filmulețe am primit. Da, foarte frumos. Câți cunoscuți au fost, a fost lumea ca la Coldplay. Tricou oficial de joc galben, 349 de lei. Ăla e ăla oficial. Ăla l-ai găsit mai scump. Vezi că sunt mai multe. Sunt de la 59 de lei, 189 de lei, 199, exact. 349. Aha. Plus de asta, prețul ăsta în ziua de astăzi, cu inflația, nu mai e mare spanac, știi? Adică e cât o masă la Mec. Da, oricum, un tricou. Spectacol tribuna, spectacol, suport. Incredibil. A fost absolut extraordinar, excepțional. Și au cântat tot timpul, au aplaudat. A fost foarte, foarte mișto. Am văzut că și domnul Ciolacu a fost în tribună. Au fost mulți politicieni. Antena 3 a titrat al 12-lea jucător, domnul Ciolacu. Lăsa, am gata, asta a fost înțepătura cu politică, am trecut. Hai să vă arăt care a fost al 12-lea jucător. Deja 1-0. Da. Eu zic aici. Eu zic că publicul a purtat pe bune, adică nu-ți vorbe goale astea cu al 12-lea jucător. Uneori se exagerează, dar de data asta eu zic că i-a pompat teribil publicul. Publicul a fost exact ca în Giulești. Mă iertați că fac paralela asta. Uite, ei după ce le-au luat liderul și așa, ai văzut ce s-a întâmplat în sărații de ei, fără petarde. Băi, una peste alta, eu cred că am fost toți, cu excepția lui Luca, care în preliminarii a dat semne că ține cu naționala și are încredere în ea. Da. Ar trebui să ne cerem scuze că am fost pesimiști pentru tot ceea ce înseamnă echipa națională. Domnul Petrescu ar vrea să-și prezinte, să-și ceară iertare în mod public și să-și înghită toate vorbele. Deci domnul Petrescu a greșit major. Da, dar știi cum e? Uite, astea sunt momentele când faci cunoștință cu echipa. Eu recunosc că până la meciul ăsta habar n-aveam cum arată și Drăguș, și Mann, și toți ăștia. Hai, mă, știai. Îi știam după nume așa, dar nu știam cum arată. Meciul ăsta mi-a schimbat total. Adică știu cumva echipa aproape cum o știam pe vremuri. Ceea ce... Știi care a fost momentul în care am zis, băi, mă uit la alții? Nu mai sunt aia pe care știam din meciul cu Liechtenstein. O glumă pe net, mamă, ce echipă are Liechtenstein. Îți dai seama, dacă n-a reușit să-i batem pe ăștia, să le dăm și un gol. Știi care a fost momentul în care Stanciu era să dea gol din corner?
Bă, să ai tupeu să șutezi în, din corner direct pe poartă, a șters bara. Deci ăla a fost momentul în care mi-a explodat mintea. Am zis, bă, stai că ăștia sunt alții. Este altă echipă, nu știu ce se întâmplă acolo, dar așa ceva... Da, și spun că publicul cred că a contat foarte mult în, în felul cum au abordat meciul, în faptul că nu s-au retras niciun moment. Că mereu, știi, ne așteptam, sincer. Asta era expectativa. După ce ai dat gol, vechea meteahnă, ne retragem și încercăm să mai prindem un contraatac ceva. Chiar dacă n-am avut posesie, nu ne-am retras. Au fost foarte conectați la meci, spre deosebire de ucraineni. Da. Deci au fost în permanență super atenți, foarte conectați. Asta mi s-a părut absolut extraordinar. Nu au fost haotici în joc. Nu mi s-a părut că au fost haotici. Sigur, tehnica tot... ne trădează. De ce spui? Păi, pentru că mă săturase la un moment dat de încercările de dribbling prin marginea careului pe acolo care nu mergeau, dar dincolo de asta am avut și un pic de noroc, așa cum trebuie. Dribbling-ul nu e obligatoriu, adică... Păi nu e obligatoriu dribbling-ul, de asta zic, nu cu dribbling-ul mergea, dar în fine. Astea sunt ieșit. Altele. Băi, a fost entuziasmat, meci, absolut entuziasmat, incredibil, incredibil. A fost vreo victorie cu la acest gen de diferență de scor? Niciodată, nu? La niciun turneu, la niciun campionat, niciodată. Am marcat 3 goluri cu cine? Cu Columbia? Cu cine a marcat? Sau cu Argentina. Cu Argentina, am marcat 3 goluri, dar 3-0 diferență n-a fost niciodată și ucrainienii vorbeau. Nu, și victorie fără emoții. Adică, ok, Argentina am bătut-o 3-2, dar am tremurat un pic. Aici eu am tremurat și la asta. Și echipa Argentinei era mult peste Ucraina. Sigur că da. Acum da, asta da, nu ne... Da, nu trebuie să păstrăm proporțiile, da. Dar nu mai contează. Una peste alta, Ucraina era o sperietoare, nu doar pentru România, ci pentru întreg, pentru toate echipele de la campionatul european de anul ăsta. Da, pentru că are câțiva jucători de foarte mare valoare. Nu mai vorbesc. Campionatului spaniol, adică serios. Da, sunt niște băieți. Rămâne de văzut ce se întâmplă. Belgia era și mai sperietoare și la bătaie de la Slovacia. Eu v-am zis aici. Mie de Ucraina mi-era frică. Belgia am văzut-o aseară, Belgia e gloabă. Cum se zice la fotbal. Adică mă, nu au, n-au viteză de joc, n-au, adică au avut posesie puțin peste Slovacia. Ceea ce spune foarte multe, care Slovacia e țăndări. Da, adică noi suntem pilav. Noi defilăm în grupa asta. Băi, să știi că echipele mari le-am văzut la multe turnee finale începând greu. Belgia nu e mare. A fost odată, acum stă în Lukaku, de-abia se mai mișcă și nu mai au, au 2-3 jucători. Noi suntem pilaf în sensul că suntem copleșiți de emoții după meciul de ieri, dar dacă și voi sunteți copleșiți de emoții, poate vorbim despre meci împreună la 0372069599, poate dacă vor și ei. Da. Deci sunați-ne, 0372069599, spuneți-ne cum vi s-a părut meciul, ce v-a luat prin surprindere, că la ce nu vă așteptați deloc, deloc, cine credeți că a fost super performerul zilei de ieri și cine, de fapt, nici nu trebuia să mai intre pe teren, mă scuzați, la un moment dat. Așteptăm și mesaje audio la 0728-3132. Deja mulți dintre voi ați început să ne scrieți, Daniel. Spune, am urlat atât de tare la goluri în camera mea de hotel din Eindhoven, că au venit cei de la recepție să verifice dacă n-am pățit ceva. Da. Vă așteptăm telefoanele și mesajele, așadar. De mult nu ne-am mai bucurat așa la un meci al Naționalei. Poate că era și timpul, am așteptat. De cât timp așteptăm? De 20, de 30 de ani tot așteptăm niște super performanțe. Cel mai mare a fost acum 30 de ani, în Statele Unite, fix în 94. Dar de atunci au mai fost momente drăguțe, dar niciunul ca ăsta. Bă, da, avem în echipa asta, uite, asta e o altă întrebare. 0372069599. Avem în echipa asta vedete, cum avem atunci, Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, sunt astăzi jucători de calibru ăla la noi? Dacă mai batem 3 sau 4 meciuri, eu cred că găsim și vedete de genul ăla. Hai să vorbim cu Cristian, bună dimineața! Bună dimineața, Cristian! Salut! Bună dimineața, băieți! Ce să vă spun? Cred că de mult n-am mai lăcrimat la un meci din 94 încoace. Ce am putut să văd acolo pe stadion și ce suportare am avut, mi se pare că un lucru extraordinar. Adică timp de 90 de minute să cânti, să fluieri, asta este ceva magical. N-am mai văzut de mult așa lucru și cel mai impresionant lucru era că te uiți la Drăgușin în minutul 71-2, te pleci cu mingea la picior din terenul tău și să scoți faul. Deci, e ceva de mult și pot să spun că atât de mare travaliu au făcut jucătorii și probabil după ce au văzut ce este în tribun, s-ar putea să-i ducă
foarte, foarte departe lucrul ăsta. Dar ce zici de echipă? Totuși, nu mi s-a părut că a semănat cu echipa din calificări. Știți, poate că ce spunea Iordănescu, poate că are dreptate. În anumite momente se vedeau totuși ca un spirit și că doresc să facă mai mult, dar le lipseau ceva. Probabil în meciul de aseară au avut entuziasmul la teribil tal de suporteri care, într-adevăr, contează foarte mult. Adică ei se poate pune plumbul în picioare, ei se poate ridica. Cred că aici a fost unul dintre eroare și așezarea extraordinară în apărare. Hai să vedem că n-am mai văzut România atât exact în apărare și pe burcă, că efectiv la toate... De multă vreme, da, așa este. Ei, și-au și mers lucrurile cunse. Cred că e și momentul în care Edi trebuie să-l transformăm în Edi Iordănescu. De ce, mă, nu Edi? N-ai cum. N-ai Edi. Eu zic că merită. Și să dai acolo cu Zaf. Cred că poate fi promovat deja la Edi. Da. Edi era așa că... De noi, Edi spun, dar eu l-am apreciat întotdeauna și v-am spus că am mare încredere că va face performanță. Bogdan, bună dimineața. Salut, Bogdan. Caterinca e Caterinca. Bună dimineața, da, îl ducem la Edward. Da, bravo, Sir Edward. Sir Edward Iordănescu. Câteva idei simplu, scurte. Unu, la turneu de obicei se descurcă echipele care au o tradiție sau experiență și să nu uităm că generația asta sau mulți din ei vin de la o semifinală la tineret. S-au obișnuit și au cumva experiența să gestioneze un turneu. Bine, nu la nivelul ăsta, dar se pare că vin cu ceva din urmă. Categorie. Apoi, în stilul caracteristic, mi se pare că grupa s-a complicat după al doilea meci. Adică vom întâlni o Belgia care va avea nevoie de puncte. Disperată. Și o Slovacia care crede că poate. Uh-huh. Dacă bătea Belgia, cred că grupa era mult mai simplă. Și nu. Pentru că Belgia acum, tocmai cum spuneai, va fi obligată să atace, ceea ce pe noi ne poate avantaja. Contraatac. Contraatac cu armă tăioasă. Așa. Da. Iar Slovacia... Slovacia o să fie o nucă tare pentru că se apără, dar pe noi mai avem un mare avantaj. Cele 3 puncte pe care le-am obținut ieri ne conferă siguranța locului 3. Păi și în mare măsură. Și atunci tu cu Slovacia, indiferent ce se întâmplă, și dacă ne bate Belgia, cu Slovacia în principiu cu un punct ești calificat mai departe, cel puțin de pe locul al treilea. Uh-huh. Și atunci nu vei fi nevoit să învingi Slovacia și vei putea aborda meciul de la egal la egal cu ei, că noi am fi avut probleme să fim obligați să batem o echipă cum e Slovacia, pentru că avem probleme în a subordona echipe. Mai bine ne descurcăm cu deștia de le dăm noi posesia, cum a fost ieri cu Ucraina, și putem să ne facem jocul. Mulțumim, Bogdan. Cătălin, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Neața. Mie mi-a plăcut că au acționat ca un grup și au intrat foarte montați, spre deosebire de ucrainieni, și am remarcat bucuria la oricare fază în care un jucător de-al nostru făcea o deposedare, se bucurau ca la volei. Și... Da, da, da. Nu, care spiritul s-a văzut în care toate reacțiile. Care a fost jucătorul numărul 1 ieri? Nu știu, remarc grupul. Aha. Da. Tu vorbește de chestia asta cu grupul, știi? Au fost niște individualități ieri. Bă, în afară de execuții Stanciu, excepționale, da. Dar toată lumea vorbește de grup, ceea ce e bine, adică nu, eu nu zic cu răutate. Pentru că nici nu prea știm, nu sunt atât de individualizați cum erau în generația de aur, când îi știam pe toți, pe numele mic. Da, și nici nu sunt de valoarea lor, deocamdată cel puțin, da. Adică hai să fim serioși, nu se compară niciunul din echipa asta cu Hagi, cu Rădușoiu. Deci pe poartă din corner. Asta, atât. Ce vrem mai mult de atât? Nu există mai mult de atât. Costi, bună dimineața. Bună. Salut, Costi. Bună dimineața, băieți. Probabil vocea mă trădează puțin când am strigat aseară la meci. Superb meciul, băieți, într-adevăr, și mie mi s-a părut că au acționat ca un grup, dar mai sus de toate se pare că a contat mult și experiența. Cel puțin al lui Nicolae Stanciu, puțin cred că reușeau o execuție ca aceea. E adevărat. Iar bine, asta... Șuturile astea de la mare distanță sunt și cu o bună componentă de hazard.
prinzi un șut ăsta și dacă ți intră, dinamitează tot meciul, știi? Nu știu dacă ați văzut, i-a intrat ieri și Jürgen Klopp a salutat pe Facebook imediat golul respectiv. Da, 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 da. Foarte remarci Jürgen Klopp. Echipa națională cu suporterii echipei naționale. Emanuel, bună dimineața. Bună dimineața, Emanuel. Bună dimineața. Cum ai văzut meciul? Bine, vă spun sincer, eu nu sunt neapărat un microbist, dar sunt un iubitor de sport. No. Echipa a fost extraordinară și suporterii. Ceea ce vreau să spun și să rămână auzit de cât mai mulți suporteri naționale. Hai că notăm. Testul suporterilor va fi atunci când echipa națională va avea un moment slab. Asta. Și e foarte important. Ei. Și atunci vom demonstra că ne iubim echipa națională, când îi vom încuraja și când vor avea un moment mai slab. Păi testul ăla l-am picat deja, să știi, că i-au înjurat copios după meciurile astea amicale cu Bulgaria și Liechtenstein. Adică acum să sperăm ocazia să ne dăm restanță. Da. Nu i-au înjurat, i-au ironizat. Mă rog, totuși. Ai văzut că Nicolae Stanciu la conferința de presă de ieri a reproșat chestia asta și a spus că nu e ok. Adică ok, critică, dar jignirile și i-a luat apărarea în special lui Pușcaș, care este făcut albie de porci în ultima perioadă de fanii tricolorilor. Mm-hmm. Că e cel mai slab, că n-are ce să caute, că așa mai departe. Dar ieri a fost oricum altceva în stadion și au fost, cum vă spuneam, și foarte mulți cunoscuți. Și uite, mi-a trimis un mesaj pentru ascultătorii Europa FM de pe stadion. Puiu, ascultătorul care mi-aduce mie bomboane Mozart, prietenul meu din Germania. Yeah. S-a băgat pe pile. În seara asta chiar a fost o seară magică pentru România și pentru toți românii. Ucraina chiar nu a contat nici pe gazon, dar nici în tribune. A fost extraordinar. Cred că nici cei mai optimiști dintre noi nu sperau la așa ceva. Extraordinar. Mulțumim, România. Salutări Europa FM din München. E de emoție. Ucrainenii au și niște necazuri acum. Dar frumos. Atmosfera acolo a fost grozavă și s-au dus la meci în colonați. Au plecat, cred că s-au strâns toți la un suport. Cred că e tot orașul plin de români acum. Da. Unde să se mai strângă? N-avea unde, adică 30.000, 35.000 de oameni, unde se strângă? Eu cred că au fost mai mulți. Au fost escortați frumos de poliție, cu deschidere. S-au dus ca la meeting. Foarte mișto a fost atmosfera acolo. Da, deplasările galeriilor sunt spectaculoase la turneul ăsta final. Voi realizați că oamenii ăia n-au venit toți din România, ci toată Europa. Toată România care a plecat de 30 de ani încoace și a făcut un rost, da. Ce înseamnă să ai 5 milioane de emigrații? Băi, eu zic că ieri am avut cea mai puternică armată din Europa. Sincer. Adevărat. Daniel, bună dimineața. Bă, salut, băi. Salut. Eu vreau să vorbesc doar de pronosticurile care le-am dat ieri cu toții. Așa. Unul dintre ele este și al meu, care am spus din respect față de ucrainieni că vor da și două goluri. Aha. Sau ce te aminte că am spus că 2-2 la pauză și 3-2 final? Așa, da. Cereți scuze că ai zis și de golul lor. Da, dar în schimb cele trei s-au adeverit. Așa. Eu e, bravo. Spus din respect pentru ucrainieni, pentru că, na, e un popor lovit de problemele care le au acolo și am zis, mă, măcar două goluri vor da și ei, dar cele trei care le-am prezis s-au adeverit. Păi, practic, așa că... și tu ca și domnul Petrescu de aici din emisie, ai nimerit jumătate din rezultat, că domnul Petrescu așa face, întotdeauna alege o jumătate pe care zice că a nimerit-o. Da, iarăși îmi pare rău că nu mai pot munci acolo. În 2005 am muncit prima oară în Germania și chiar în München, cunosc orașul ăla ca pe propriile mele buzunare, dar nu am mai putut, sunt bătrânel și cu mijlocul... Prea mulți scârnați, prea multă bere. Da. Păi era bine acum pentru tine acolo, München, că la ora 6 se închide totul, te duceai acasă și te culcai. În septembrie era bine să fi fost. Da. Meciu. La Oktoberfest. Cine se mai ducea la meci? Eu cred că oricum e Oktoberfest acolo. Sau cine se ducea la meci, ce mai vedea? Daniel, mulțumim. Adrian, bună dimineața. Bună. Salut, dimineața. Adi. Bună dimineața. Neața. Am trăit meciul cu mare emoții pentru că m-am așteptat la stilul ăsta de joc, adică să scăpăm pe contraatac, dar am fost uimit total de dăruirea tuturor băieților în prima repriză și până la primele schimbări. Cred că un jucător care merită toată atenția noastră este Denis Mann, 3 pase de gol. Da, frumos. În afară de asta, pentru că a doua întrebare a noastră se referea la
cine nu prea avea ce să caute așa, interes. Așa. Am crezut că ați uitat. Deși vorbim de domnul Petreanu, mă rog, Petreanu, cum vrei să... Așa? Vorbiți, dacă vă mai auziți aminte, cu proful de fizică. Așa. De la avocatul diavolului la un moment dat. Deci nu uit. Ok. Vorbim de Pușcaș și din nefericire de Ianis Hagi. Poate n-au avut timp să intre în meci? Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Ianis Hagi a intrat foarte bine și Ianis Hagi e un foarte bun motivator pentru coechipierii lui. Băi, l-am văzut atins. A intrat la 3-0, la 3-0 acolo aveai nevoie să-i țin priză pe jucători. Mie mi s-a părut că Eddie a făcut schimbările foarte bine. Da. Asta era necesar. Nu pierzând posesia. Asta se întâmplă... Adică totuși au jucat cu niște super adversari pe valoarea de 10 de milioane de euro. Adrian, hai să lăsăm grupul să lucreze. Dacă tot vorbim de grup, și eu am senzația că ei împreună vor găsi soluții și doar jucătorii care aduc ceva pentru echipa națională vor juca și la meciurile europene. Iar generația asta, adică băieții din echipa asta... Asta voiam să menționez. Uh-huh. Cei care pun suflet să joace, cei care sunt mai puțin dedicați. Păi n-ai cum să-ți spui de Ianis Hagi că nu e dedicat. Adică mie mi se pare că cel mai sufletist din echipă. Dar nu de Ianis, mă. Și chiar și Pușcaș, pe care îl culește toată lumea și de care a spus și dumneavoastră acum, dacă vă uitați la acel documentar făcut despre actuala generație și care a fost difuzat săptămâna trecută de ProTV, o să aveți surpriza să găsiți un băiat foarte sufletist și foarte mișto. Mulțumim, Adrian. Vorbim și cu Marius. Ah, l-am pierdut pe Marius. 0372069599. Uite, avem și mesaje venite. Neața, băieți, pentru mine n-a fost o surpriză. Hai, mă. Dovadă că am scris și ieri că Ucraina nu este echipă și nu au mentalitate de câștigători, de învingători. Știam că o să-i batem, dar nu chiar la 3-0. Mă, a zis cineva 3-0? A zis cineva, zic, zis. Că ieri căutam un hamster care să, nu știu ce, a venit Viorica, a spus că ea a zis că o să câștige România, a cerut prăjiturelele, unde sunt prăjiturelele ei, dar scorul, că toată lumea a dat ieri scorul, toți optimiștii ziceau 2-1 România. A dat cineva 3-0 pentru România? N-am văzut, eu mi-am revenit puțin ieri și înainte de meci am scris pe Facebook, o să fie 2-0, n-am mers chiar până la 3. Da. Mitică, aproape. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața, domnilor! Bună! Pe scurt, te rog, trebuie să închidem. Domnilor, rușinea mea. Am zis că o să luăm bătaie, spre rușinea mea, recunosc. Dar eu l-aș evidenția pe Edi Iordănescu. Da. Stăteam și mă gândeam aseară după meci, că nu mai aveam aer. Dacă nu cumva meciurile cu Bulgaria și cu Liechtenstein au fost așa, schemă. ca să-i amețească pe toți. Și Luca a zis asta. Da. Bine, Luca e specialistul nostru. Da, da. Și Stanciu de departe cel mai. Da. Fără el, nu știu ce va fi. Va fi foarte greu. Frumos. Păi da, nu-l pierdem. De ce fără el va fi foarte greu? Îl transferăm undeva? Că nu putem să-l transferăm la slovaci. L-ați văzut ieri spre sfârșitul meciului, săracul, când era jos și a zis că nu mai pot. N-are nimic. Își revine și până sâmbătă... Fac masaj, vitamine, alea, tot. Da, nu știu câți dintre voi ați avut liber ieri ca să vedeți și meciul sau l-ați văzut așa printre picături, dar următorul meci, cel cu Belgia, e ca cele de Champions League, va fi sâmbătă la ora 22, când toată România va fi conectată la echipa națională. Mamă, ce presiune fiică acum. Noapte. Păi nu știu, îți dai seama? Da, de-i sâmbătă, deci... E, da, da. Doar duminică până la prânz. Hai, România! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.